Un colet pentru mine! Oare ce-o fi? E timpul să-l deschid și să aflu! Ce naiba se întâmplă? Poate am halucinații! Sara! Hei, Sara! Sunt aici, jos! Oh, doamne! Lizzie, așa micuță! Heh, par uriașă pe lângă ea! Haide, termină! Și hei, gogoși! Chiar sunt bune! Ar trebui să guști una! Chiar arată bine! Ok, o să gust una! Sunt imense din punctul meu de vedere! Delicioasă! Stai, ceva e ciudat! Ok, e timpul să vedem care e prima noastră mâncare! Vai, o mini ciocolățică Snickers! Trebuie să am ceva pe aici! Hei, am și eu o ciocolățică Snickers! Bună! Of, se pare că nu am nimic! Oh, doamne, Snickersul meu nu e micuț, e uriaș! Cred că e cel mai mare baton de Snickers din lume! O să fie prietenul meu cel mai bun! Îl iubesc! Vrei și tu, Snickersule? E cel mai tare să-mi petrec timpul cu tine, Snickersule! Hei! Credeam că eu sunt prietena ta cea mai bună! Of! Mă rog, cred că o să mănânc mini ciocolățica! Dar e așa de mică! Știi ceva? Nu, nu-i corect! Poate merge să-i o iau! Pot să fiu prima? Te rog! O fac! Oh, uite! Gumă! Ador tipul ăsta de gumă! E preferata mea! Deschide-l și pe al tău! Poate ai și tu gumă! Mamă! Așa da gumă! E așa mare! E atât de multă gumă! O face pe a mea să pară minusculă! Scoate niște gumă! Hai să vedem cât de mare e! E gigantică! Wow! Ok, e timpul să iau prima gură! Oh, aș fi vrut să am o bucată imensă de gumă! Uite ce mă pricep să fac baloane! Ți-a ajuns pe toată fața! E așa de... Wow! Ăsta da balon mare! Oh, nu! Încep să zbori! Nu mă lăsa! Pa, pa! Trimite-mi o vedere când aterizezi! Sunt așa de sus! Wow! Pământul e frumos de aici de sus! Nu e distractiv dacă sunt singură! Aș putea să mestec și eu niște gumă? Poate așa o să mă simt mai bine! Te-ai întors! Mi-a fost dor de tine! Să le deschidem împreună de data asta! Am primit un fel de buton! Ua! Un păhărel cu floricele! Ce drăguț! Floricelele sunt așa delicioase! Sunt așa proaspete! Miros și aunt! Păi, ce naiba, mi-aș fi dorit și eu floricele, dar am primit doar butonul ăsta ciudat. Hei, mă asculți? Fii atentă la mine! Ce? Încerc să mănânc aici? Uite, ce să fac cu ăsta? E cam ciudățel. Nu face niciun zgomot și nici nu miroase a nimic. Nu știu, apasă-l, așa! Oh, doamne, unde a dispărut? Poate e în găleata asta de floricele? Vai de mine, se mișcă! Uf, am primit floricele în față! Wow, sunt înconjurată de floricele gigantice! Hei, Sara, ia uite câte floricele am! Wow, ești iar mititică? Mersul pe floricele e mai greu decât mă așteptam! Oh,
Lizzie a dispărut! Unde s-a dus? O fi căzut înăuntru! Trebuie să o salvez! 1, 2, 3, deschide-te! Ha! Astea sunt doar acadele obișnuite! Nu înțeleg, o fi o greșeală? Stai! Știi ce trebuie să facem? E timpul pentru bagheta magică! De unde o ai? Privește! Magie! A mers! Am o grămadă de acadele acum! Wow! Sunt impresionată! Hei! Poți să-ți folosești bagheta și pe acadeaua mea? Ok! Magie! Wow! Wow! Ți-a dat o acadea uriașă în loc de o grămadă! E imensă! Cea mai mare pe care am văzut-o! Oare câte acadele pot mânca? Se pare că e timpul să aflu! Uf! Am mâncat prea multe, dar au fost bune! Și totuși, o să continui să le mănânc! Iu! Ia uite ce de ambalaje! Pa, pa! Hei! De ce ai făcut asta? Ai mâncat deja toate acadelele alea? Și ce dacă e o problemă? Nu, nicio problemă! Bun, vino la mama acadea gigantică! Stai! Bleah! E oribilă! E scârboasă! Pleacă de aici, bomboană scârboasă! Poftim! Pot să iei una de la mine! Se pare că îl deschid pe al meu întâi! Da! O roșie imensă! Eu am primit una de mărime normală! Sunt așa încântată! E așa imensă și sunt preferatele mele! Ce? Nu-i corect! Aș fi vrut-o pe aia gigantică! E aproape cât capul meu! Eh, bine! Atunci cred că o mănânc pe asta mica mea! Pare așa de mică acum! Tot e bună, dar am mâncat-o dintr-o înghițitură! Hei, haide, mănânc-o! Ah, da, o să o desfac! Ha, e aurie! Ce ciudat! Hei, trebuie să continui să o desfaci! Ah, am înțeles! Uite ce mare e! Ah, e așa de bună! Hei, are unele mai mici în interior! Nu se poate! Golește-o! Sunt așa de multe acum! Hei, prietenașo, oare nu vrei să le împărțim? Sigur, poți purta asta drept pălărie! Glumeam! Normal că le împart cu tine! Crezi că ai vrea să faci provocarea mâncare mică versus mare? Arată-le acest clip prietenilor tăi și provoacă-i să participe la un concurs de mâncat! Și nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube și să iei parte la distracție!